Bun găsit, vă spun, la o ediție specială a emisiunii Observatorului Prahovean Live, asta deoarece invitatul meu este special, Mihai Raneti, un ploieștean care revoluționează așa tot ce înseamnă high-tech-ul zilelor noastre. Bun găsit, Mihai! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Pentru cei care nu-l cunoașteți, deși cred că sunteți destul de puțini având în vedere cam ce are în spate, ce background are Mihai în spate, chiar discutam înainte de emisiune cum ar trebui să-l prezint. Modest din fire, ar fi preferat să pună în față echipa pe care o conduce de inventatori. Putem să vă spunem așa inventatori, da? Pentru că aveți o serie de brevete în domeniul acesta al securității. Și mi-a atras atenția această sintagmă, neuron artificial. Când te gândești la neuron, te gândești practic la zona... Ideea este următoare. Ne-am gândit acum ceva vreme cum ar fi să dezvoltăm un tip de material capabil să gândească așa oarecum între ghilimele, pentru că în situația am putea crea dispozitive cu adevărat inteligente, adică dispozitive care se adaptează și reacționează la mediul în care sunt desfășurate practic. Iar pentru asta am avut nevoie să facem un parteneriat cu Institutul de la Măgurele, cu Infimul, pe care să dezvoltăm aceste materiale care au caracteristici similare neuronilor biologice, doar că sunt construiți din materiale anorganice. Practic, noi vorbim de un creier artificial, nu? Capabil să gândească singur, adică la modul ăsta o duceți voi, nu știu, tehnologia? La un moment dat, până atât de departe? Cred că la un moment dat am putea ajunge într-un interval oarecare de timp, nu știu, 5-10 ani pe acolo, am putea ajunge către ideea unui fel de mini creier artificial. Da. Bun, te-am rugat să aduci un chip, un, nu știu, un element fizic, pentru că așa din punct de vedere conceptual pare SF, însă voi ați reușit să aduceți și zona asta de science fiction în realitate. Uite, componenta pe care tu o ai acum în mână, la ce poate fi folosită și care este story-ul piesei respective? Componenta asta conține un număr de neuroni artificiali hardware. Practic, noi folosim o componentă electronică nouă, care se numește Memory Store, folosim acești Memory Store pentru a-i transforma în ceva similar unui neuron biologic. Iar aici, practic, avem un număr de 196 de neuroni artificiali. Compensa mine a fost Amarsonul de acum ceva vreme, face parte din istoria noastră de trial and error. Povestea a fost foarte simplu. Toată lumea la ora actuală este construită, deși nu le vedem, pe niște elemente destul de simple, care se numesc tranzistori. Într-un chip, în fiecare dispozitiv mobil, fiind telefon, smartwatch, laptop, smart TV, orice altceva, mașini mai nou, au în interiorul lor o serie de chipuri care sunt construite de miliarde de tranzistori. Dar aceste componente sunt oarecum, permit un fel de, toată lumea construie acest 0 și 1. Tranzistorul e practic un fel de switch. Există curent sau nu există curent, într-o formă cât mai simplu. Memory store-ii permit mult mai multe stări intermediare. În cazul nostru câteva 10. Iar asta ne permite, asta e o caracteristică care ne permite practic să creăm materiale cu oarecare plasticitate. Plasticitatea aceasta a materialelor, flexibilitatea lor, este într-adevăr specifică, o găsim foarte, 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 foarte ușor în biologie. Wow! Când te-am cunoscut, chiar discutam despre cum ai reușit practic să captezi atenția finanțatorilor importanți din acest domeniu și mă povesteai tu acum, iată, au trecut 3 ani de atunci, că, mă rog, ați reușit tu și echipa ta să-l convingeți pe celebrul Tim Draper, cunoscut pentru investițiile în Tesla, Skype, Twitter, SpaceX și Bitcoin, da? să vă crediteze, practic să vă financeze aceste cercetări. Cum a evoluat, să spunem, această etapă de la un început de business, de cercetare și cam cât valorează compania voastră? Acum, mă rog, suntem într-un proces de dedicare unei noi runde. Iar valoarea probabil va ajunge undeva în jurul valorii de 40 de milioane de dolari, valoarea companiei. Evident, Tim este în continuare partenerul nostru și am înțeles ceva destul de greu. Tim investește în oameni suficient de nebuni. Adică e o diferență foarte fină între a fi nebun și a avea o formă de viziune, cred eu.
Diferența asta este uneori este pe estompată, pentru că dacă acum vreo 3 ani de zile am fi spus că noi vrem să facem neuroni artificiali pe aici în Ploiești, mă gândeam să-i desenăm, să-i conceptualizăm aici în Ploiești, probabil că lumea aș fi spus că sunt nebun. Multă vreme am fost oarecum frustrat de chestia asta, după aia mi-am dat seama că Indian doesn't really matter, pentru că tot ceea ce se întâmplă acum doar arată că presupunerile noastre inițiale au fost mai mult sau mai puțin corectă și merg în ideea potrivită. Ea, da, timp rămâne în continuare partener cu noi, este parte importantă în această rundă. Datorită lui, practic, ne vom face această sucursală în Taiwan, unde vom începe să producem aceste chestii într-o scară mai mare. Într-un fel, datorită lui, ne-am găsit primii clienți. Da, este un om, din punctul meu de vedere, este un om absolut extraordinar și este uluitor faptul că un om pe care nu l-am întâlnit niciodată față în față, în afară de Skype-uri și Zoom-uri sau mail-uri, ne va credita cu câteva milioane de dolari. Bun, dar cum a fost începutul? Pur și simplu ați trimis mail-uri către oameni importanți care finanțează astfel de cercetări? De fapt, nu. Ideea este că parte din ridicarea de finanțare înseamnă să trimiți o grămadă de mail, într-adevăr, aceste cold e-mail-uri reci către persoane pe care nu le cunoști și încercând să le convingi în 4-5 rânduri să dea niște bani. Povestea a părut foarte simplă. Am dat, a fost o bancă în București care a vrut să-și facă un accelerator. Și i-am ajutat un picuț pe acolo să-și pună un pic de concept la bază, iar la un moment dat, unul dintre persoane de acolo cunoștea personal pe Tim și mi-a spus: ok, dacă îmi dai o prezentare a ta, o voi trimite lui Tim Draper. Gândindu-mă că ok, poate trimite, dar nu o să se uite Tim Draper la noi. La vreo lună după asta, într-adevăr, am trimis mail-ul Tim Draper, Tim mi-a răspuns și mie la acel mail și mi-a spus: ok, de ce ai nevoie de 1 milion de dolari atât de repede? În momentul ăla am avut o reacție de așa, oarecum de enervare, cum adică chiar nu înțelegeam nevoie de 1 milion de dolari. Dar tu erai un românaș, adică Da, pe și sunt un bune, român, da. da, ca idee, adică, bă, cine e Mihai Da. Raneti ăsta și de ce vrea de la mine, cum Da. are curajul Rămas să-mi fain. ceară mie 1 milion de dolari, pentru ce, nu? Adică era firească într-un câtva, indiferent de câți bani are omul ăla, nu? Curiozitatea, bă, dar de ce ai nevoie de banii ăștia? I-am răspuns la mail, iar seara undeva pe la 10 jumate, pentru că între California și România, mereu California să este la 10 ore după noi, m-a sunat și mi-a spus, după o jumătate de oră, basically, I'm interested, so I'm going to invest, adică voi investi în tine. Și atunci a început toată povestea asta. Practic, pur și simplu a Dar început n-ai toată fost povestea. șocat? Adică tu chiar te așteptai ca cineva să zică, ok, cred în conceptul tău, cum puteai să-i explici atât de bine încât să faci un om, repet, cu foarte mulți bani, să-ți dea 1 milion de dolari. Nu ție personal, ci să investească în business-ul tău, în ideea ta. Nu știu Că de dacă am fapt fost era o idee, șocat. nu? Atunci, era o Nici idee. măcar nu era ideea asta, asta e A, interesant. Era mișto. ideea cu Hani Pozi, nici măcar nu era ideea asta. Într-un fel a fost un element de surpriză, asta e clar. După asta, în timp, am început să înțeleg că este vorba despre o responsabilitate. Adică omul ăla, la sfârșitul zilei, indiferent câți bani are corect, el investește într-un număr de companii relativ mic de-a lungul unui an. 6, 7, 8 companii. Primind în condițiile în care primește undeva în medie cam 14.000 de metri pe zi. Și atunci am zis, ok, dacă am luat banii, hai să încercăm să facem cât mai multe lucruri posibile cu acei bani. Iar asta mi se pare interesant, pentru că partea de cercetare este critică în dezvoltarea unei companii. Dacă nu o faci la început, după aia, indiferent cât de mulți bani ai avea, n-ai mai cum să o faci. Devine aproape imposibil, pentru că apar brevete, face altcineva înaintea ta și este foarte greu să navighezi după aia în tot contextul ăsta. Timp de-a lungul timpului, da, există și o presiune, într-adevăr, o presiune într-un fel pozitivă. Este, într-adevăr, un om destul de ajută suficient de mult. În egală măsură, nici nu se implică, nu are noțiune de micromanagement, adică libertatea care a venit din partea lui a fost absolut fabuloasă. N-am niciun fel de justificare pe care trebuia să-i o dau. Și aici fac un amănunt. Înainte am avut un fail, o firmă poloneză, CyberFog. Și la firma poloneză aveam o limită ca, să zicem așa, și CEO, de 2000 de dolari. Deci orice sumă peste 2000 de dolari trebuia pentru a cheltui orice sumă peste Da. 2000 de dolari, trebuia să cer acceptul investitorilor. Și la CyberStorm limita este undeva la 25.000 de dolari. Și prima oară am cumpărat niște laptopuri care vor avea vreo 26.000 de dolari. Și bineînțeles, inițial, într-o naivitate așa, ca să nu zic prostii, m-am gândit, ok, hai să-l sun pe tine să-i zic că eu am de cumpărat niște laptopuri. L-am sunat și mi-a zis, ok, nu pot să spun, să reproduc cuvintele, dar zic, ok, what the hell, do it. Da. E, și de atunci, pur și simplu, parteneriatul ăsta, cred că parteneriatul ăsta și echilibrul ăsta a dus la cele 12 brevete depuse. Din cele 12 avem vreo 5 sau 6 care au început să ne fie acordate, ceea ce înseamnă o rată absolut uluitoare. Datorită acestor chestii, toate lucrurile au început să ramifice, ca și, nu numai ca și echipă, ci ca și dezvoltare. Pur și simplu clienți, chestiile cu Taiwan, legăturile cu cel mai mare producător mondial de chipuri, cu TSMC-ul și cu ceea ce urmează în perioada următoare. Dar totul pleacă, într-adevăr, a plecat de la faptul că Tim a investit, nu știu, a investit, cred că investește mai degrabă în oameni,
Și în combinația, ok, dacă cineva e suficient de nebun încât să încerce să facă chestia asta, probabil că o să o și facă. Din echipa ta, cine face parte? Sunt majoritatea tineri, sunt oameni cu experiență. Cum i-ai recrutat? Cum reușești să-i ții? Pentru că în domeniul acesta, chiar dacă, mă rog, ne place să ne lăudăm că românii sunt printre cei mai inteligenți și, mă rog, miezul din fanta al IT-ului mondial, totuși bănuiesc că sunt extrem de rari oamenii cu adevărat valoroși și care te pot ajuta în proiectul respectiv. Cum i-ai recrutat? Bănuiesc că nu pe OLX. A, nu. E nici pe eJobs. Diferența este la început felul. Sunt două, trei lucruri care, într-adevăr, fac ca lucrurile, ca ideea, lucru într-un startup în România și într-o extensie mai mare în Europa, de să fie, să reprezinte un factor provocator. Problema este că noțiunea de startup este, așa cum este în sau și așa cum a funcționat în Statele Unite, este total contraintuitivă pe noi. Pentru că într-un startup te duci la început neavând acea stabilitate financiară, neavând niște lucruri. Te duci într-un startup pentru că, la un moment dat, există un proiect. Iar asta, pentru noi, este un proiect în care crezi, ok, sunt două variante, două variante binare. Poate funcționa și atunci, într-adevăr, dacă ne uităm la cei de la UiPath, într-adevăr, te poți aranja practic pe viață din punct de vedere financiar, sau poate să nu funcționeze, într-adevăr. Pentru că aia nu funcționează, orice om care a trecut printr-un startup este, în general, uluitor de căutat de către alte companii, datorită unui motiv foarte simplu. Știe să facă mai multe lucruri. Nu doar tehnic, știe un pic și de ce înseamnă PR, ce înseamnă ideea de a face o prezentare, toate lucrurile astea. Însă, la sfârșitul zilei, intervine a doua statistică, care spune că un startup în primii 5 ani de funcționare are în fiecare an o fluctuație a personalului de 80%. Wow. Adică din 10 oameni care vin în orice an, Doar doi doar 2 doi rămân. rezistă, ca să zic Ceea ce așa. este foarte important, pentru că acum nucleul echipei s-a stabilizat un nucleu al echipei, iar în jurul acestui nucleu și în jurul acestui nucleu, oamenii ăștia vor deveni pur și simplu colegii mei, vor deveni manageri, vor se ocupa de departamente întregi. În jurul acestui nucleu se vor adăuga, ca în cazul unei CP, suplimentare. Dar nucleul deja s-a stabilizat. A fost destul de delicat, dintr-un motiv foarte simplu. Ai purta ochelari și pare așa că sunt inteligent uneori, dar lucrurile astea nu se simt, nu se văd. Și tu o să crezi neapărat în ceva, adică să vrei să lucrezi, să fii implicat într-un proiect, să vrei să fii partener cu Team Draper, să vorbești cu niște oameni, iar asta este total în contrafază cu ceea ce se întâmplă în România, în mentalitatea din România, în care spune că tu stai un job stabil. Să am un venit foarte mare, să-mi dea compania laptop, telefon de ultimă generație și mașină de serviciu, nu? Cam Am o asta. vorbă. Aici se învârte universul angajatului român, să spunem, ajuns într-o zonă, să spunem, de confort. E mai rău, dar un prieten de la Iași care spune mereu în permanență o chestie, că trei lucruri sunt creează dependență: zahărul, carbohidrații și salariul lunar. Și așa este. Chestiile astea se văd destul de clar în sensul, se văd destul de clar în România și, din nefericire, cred că noi, deși folosim tehnologia și ne place să folosim tehnologie, ne place să folosim telefoane cu gadgeturi, cât mai multe lucruri care sunt high-tech, avem o aversiune gravă la risc. Și ceea ce înseamnă că noi nu putem construi sau nu avem, când suntem puși în situația, hai să ne gândim și noi cum am putea face, nu știu, un telefon mobil, cum am putea face un chip, cum am putea face, nu știu, ceva legat de blockchain. Chestiile astea ne creează o aversiune foarte mare pentru că nu suntem dispuși să luăm inițiativa. Și din punctul meu de vedere, este o chestie care vine datorită, care se întâmplă datorită mentalității. Suntem prea obișnuiți să muncim puțin, în general, să avem, mă rog, beneficii mari și, mă rog, fără foarte mare bătaie de cap, deși în continuare ne place să cumpărăm acele chestii. Și am un exemplu foarte clar. Dacă în orice situație, dacă mergem și punem toate lucrurile pe masă, telefoane, laptopuri, o să vedem că în ele nu există nimic făcut în România. Foarte rar și la nivel de software, extrem de rar la nivel de hardware, ca să nu zic nici ca să nu zic niciodată, ceea ce duce pe noi ca țară într-o poveste destul de simplă. Dacă tot exportăm lemn și importăm chipuri, e o mică problemă. Și argumentul suprem este următor. Vedeți că România exportă mere, da? Un telefon mobil costă în medie între 500 și 1000 de euro. Cam câte tone de mere ar trebui să exportăm noi pentru a face matching unui singur telefon? Ca să nu mai zic celelalte componente. Asta este trist, pentru că plecând de aici suntem totuși în Europa. Piața globalizată ne ajută, într-adevăr, se poate lua chiar și pentru, într-adevăr, un românaș, un ploieștean, că ochelarist, așa cum niște ochelari, poate primi niște bani și se pot face niște lucruri. Pot exista niște oameni, înseamnă, la sfârșit, că toată lumea ar putea face acest lucru. De ce nu se face? Nu știu, cred că am uitat
Cred că ne uităm prea mult la vârful bocancilor pentru a mai învăța să mergem la, pentru a mai ne uita înainte cu adevărat. Mă întorc la partea palpabilă, partea reală. Știu că pentru un ITist, pentru un vizionar, așa cum ești tu, e destul de greu să ne dai niște exemple concrete. Îți propun un exercițiu de imaginație. Uite, peste 10 ani, având în vedere experiența acumulată și viziunea ta asupra acestui business și acestei oportunități, cam de ce ar putea beneficia românașii, da, făcut inclusiv de tine, de compania ta, nu de tine personal, de compania ta. Românii vor foarte somehow funny. Românii vor beneficia de chestiile astea, dar nu le vom vinde noi în România. Adică noi le vom produce practic acolo, noi suntem români, toată echipa este adevăr constituită cu. Dar fabrica e în Taiwan. Fabrica este în Taiwan, se vor produce în Taiwan, iar distribuitorii de aici vor fi, distribuitorii pe România vor fi niște companii americane, practic. Ceea ce este, dar, într-adevăr, probabil într-un interval de 50 ani, românii vor avea posibilitatea de a avea acele dispozitive cu adevărat inteligente, care se adaptează fără să le faci ceva. Poți da un exemplu banal, care ție ți se pare banal, mă rog, mie mi se pare să fie. În casă, da. În casă, de exemplu, se presupune că în casă acele dispozitive măsoară pulsul, măsoară tensiunea. Ar putea ști că eu sunt stresat sau nu sunt în cea mai bună zonă, iar atunci dispozitivul acela simt între ghilimele situația asta și modifică temperatura, luminile, muzica în casă, fără ca eu să le spun să fac asta. Acum folosesc Alexa, Siri, whatever, chestiile astea înseamnă un input din partea mea. Dar asta trebuie să le spui tu că vrei să asculti nu știu ce muzică. Bun, și tu consideri că într-o casă inteligentă, din viitorul nu foarte îndepărtat, toate obiectele astea vor avea propria inteligență astfel încât să detecteze ce ți-ar plăcea să auzi, intensitatea luminii, temperatura optimă care te face pe tine ca proprietar al casei, mă rog, chiriaș sau chiriaș, să te simți fericit. Adică sună totuși, nu știu, sună SF. Se va întâmpla și cred că mai repede decât ne imaginăm noi. Pentru că nu doar noi, dar dezvoltările tehnologice în domeniul ăsta sunt absolut uluitoare. Atunci casa va deveni cu adevărat inteligentă și va intui, fără ca cineva să facă chestia asta. Bun, și atunci te întreb, dar nu există și un risc, nu știu, un virusel care să se joace un pic cu tine și să te trezești că în casă sunt 7 grade în plină iarnă, nu știu, zic. E o întrebare foarte bună, că o parte din componentele astea pe care le folosim din acești memristori, o serie de caracteristici al lor le fac imposibil de hackuit, adică de spart. Ceea ce înseamnă că acea casă nu va fi doar inteligentă, ci va fi practic unhackable. Este imposibil să fie hackuită și ne va duce într-o altă zonă. Legat de inteligența artificială și întrebările de etică care pot apărea acolo, cred că sunt două chestii. Una la mână, cred că suntem încă prea, prea departe de momentul ăla pentru a ne putea pune măcar întrebările potrivite. În altă ordine de idei, cred că inteligența artificială va aduce și va dezvolta, va crea noi domenii de activitate în care oamenii vor câștiga mult mai mulți bani. Pe de altă parte, joburile repetitive, joburile periculoase vor fi preluate în ce în ce mai mult de către inteligența artificială, ceea ce înseamnă că oamenii vor avea din ce în ce mai mult timp pentru chestiile creative, pentru timpul liber. S-a întâmplat în istorie. Fiecare revoluție industrială, într-adevăr, a făcut să dispară anumite joburi, dar a creat alte și alte și alte joburi. Gândiți-vă, acum 20 de ani, noțiunea de, nu știu, social media marketing pur și simplu nici măcar nu există. Da, iar acum este indispensabilă oricărui business. Spuneai tu că, mă rog, la o evaluare, grosomodo, compania pe care ai înființat-o are o valoare de piață de 40 de milioane de dolari, da? În condițiile în care, cu siguranță, având în vedere și alte modele de business, creșterea poate fi fabuloasă într-un timp relativ scurt. Ai avut vreo ofertă la modul, băi Mihai, uite, nouă ne place proiectul tău, știm noi niște băieți cu ochii mai înguși decât ai tăi, prin China, care s-ar putea ocupa, poate pe niște bani mai puțin, uite, îți dăm X milioane de dolari să ne vinzi business-ul la cheie. Ai avut o astfel de oportunitate? Cred că duminica trecută am primit adică un mail la cineva care vrea să cumpere compania. Da, asta există un refuz elegant. Există un refuz elegant din zona asta. Și poți să te întreb pe bune, adică de ce ai face asta? Pentru că orice om,
visul oricărui om este următorul. Muncesc, fac un business pe care pot să-l vând, nu știu, 40, 50, 60 de ani și să stau tot restul vieții, câte zile o avea, liniștit pe o insulă exotică și să mă bucur de viață, să nu mai am stresul angajaților, impozitelor la stat, partenerilor și așa mai departe. De ce ai refuzat tu o oportunitate de genul acesta, pe care, repet, foarte mulți nu ar face? Din două motive. Primul motiv ar fi că nimeni nu cred că are atât de multe bune, idei bune în viață. Iar al doilea lucru ar fi că scopul meu niciodată n-a fost și scopul încă nici măcar nu este acela de a avea doar niște bani. Scopul meu, mă rog, unul dintre motivele pentru care continui și am vrut să fac chestia asta, sunt 10-11 ani de oarecum de chin în spate, este acela de a încerca să schimb ceva în jur. Și cred că acea curiozitate, cred că atunci ne uităm mai des către stele. Cred că uneori oamenii atunci să ne gândim că locul nostru, atunci să ne punem niște întrebări mai dure. Care este locul nostru printre stele? Cum putem face planeta să fie mai sustenabilă? Cum putem îmbunătăți lucrurile? Iar chestia asta cred că sunt mult mai importante cel puțin pentru mine decât dacă avea o sumă de bani într-un cont și a sta un fel așa și a sta undeva într-un fel pe o insulă, whatever, gândindu-mă să nu mai fac nimic. Pur și simplu nu mă văd făcând chestia asta. Și cred că la un moment dat având acești colegi, cred că vom face ușor și mai multe lucruri. Ceea ce înseamnă că vom putea avea un impact mai mare în jur. Adică la sfârșitul zilei am avut mai fair share of funerals, am fost la o serie de mormântări în viață și really, în afară de acei 2 metri pătrați, nimeni n-are nevoie de mai mult. Ceea ce înseamnă că acel legacy, moștenirea aia, contează mult mai mult decât orice altă sumă de bani. Contează la sfârșitul zilei ce lăsăm în urmă și ce impact avem. Asta bate absolut orice. Adică, într-adevăr, sunt de acord că există și persoane, oameni care se gândesc, ok, e bine momentul în care mă retrag și că aș putea, am o sumă suficient de mare de bani încât toate grijile astea să dispară, corect. Dar cred că noi creștem prin provocări și prin aceste adversități. Și așa putem ajunge și putem crea un impact în jur. Bun, Mihai, tânăra generație, e clar, se îndreaptă către viitorul pe care noi nici măcar atunci când eram de vârsta lor, nici măcar nu-l puteam imagina, deși eram, la un moment dat am fost cu toții consumatori de literatură SF. Cum vezi tu noua generație? Pentru că, mă rog, tinerii, mă refer aici la adolescenți, sunt tentați foarte mult să se abandoneze efectiv în social media, mă refer aici în special la cei mici, TikTok, Facebook, Insta și așa mai departe, creindu-și o lume, să spunem așa, virtuală. În schimb, tânjesc după succesul pe care l-au anumiți vloggeri, influenceri și așa mai departe. Totuși, cei care au o minte strălucită, da, ar putea lucra pentru o companie ca a ta. Nu știu, ce ai putea să le transmiți celor care ne vor urmări, da, celor mai tineri, astfel încât să-i extragi din lumea asta virtuală și să lucreze pentru un viitor mai bun, așa cum spuneai tu? Cred că sunt două chestii aici foarte importante. Cred că oamenii ar trebui să își dorească să ajungă oameni de succes și mai degrabă să ajungă oameni de valoare. Sunt niște principii în viață care, din punctul meu de vedere, ar trebui, dacă ar fi urmărite și, mă rog, dacă mai mulți oameni ar avea acele principii, cred că lucrurile ar merge mai bine. Iar al doilea lucru, nimic în viață și absolut nimic nu vine fără o perioadă de sacrificii și de muncă. Și atunci este mai important, ok, social media este, din punctul meu de vedere, destul de dezastruoasă la nivel psihologic și individual, pentru că exploatează o chestie de validare într-un mod foarte brutal. Și atunci, practic, noi prin social media vorbim și interacționăm cu niște oameni, presupunând că oamenii sunt corecți, au niște principii, ceea ce este totally wrong, fundamentul este total greșit. Și mai este o chestie, probabil românesc, la un moment dat, într-adevăr, ne ajută fame cu personal, ne ajută social media, dar va veni mai devreme sau mai târziu un moment în care trebuie să și știm să facem ceva. Și acel făcut ceva, eu l-aș lega foarte, foarte clar de ideea de a gândi. Adică gândi peste 10 ani de zile de acum înainte. 10 ani trec destul de repede somehow. Dacă în 10 ani avem o doză de cunoștință și știm să facem într-un mod particular ceva, este mai probabil să atingem acel succes pe care le au acei vloggeri decât prin comparație cu alternativa în care de a sta și a consuma social media. Adică este o chestie destul de simplă. Iar generația tânără, mă rog, să-i spunem așa, până în 25 de ani, atunci să-și aduc aminte ceva, că tot ceea ce se întâmplă, ei merg și au o șansă absolut extraordinară, merg pe umerii unor giganți, practic, în trecut. Au fost oameni în trecut care s-au dus că pe lună,
Sunt oameni care au inventat ideea de tranzistor, au inventat ideea de display, tot ceea ce folosesc ei acum este inventat oarecum în trecut. Și atunci să-și pune o întrebare foarte, foarte, foarte simplă. Ce tehnologie sau ce mare companie nu s-a inventat încă? Și punându-și întrebarea asta, cred că ar putea să-i scoată un pic din ideea de social media. Cred că banii sau valorile astea, nu sunt, cred că banii nu reprezintă neapărat un etalon moral. Cred că dacă avea o mașină mai faină sau avea un film mai bine, nu reprezintă neapărat, n-ar trebui să reprezinte țelul în viață, într-un motiv foarte simplu. Tot la un moment dat, să fim sinceri, vom muri. Și în momentul acela nu cred că ne câștigăm nici locul în rai și nu cred că primim puncte undeva pe lumea cealaltă dacă ne gândim, uite, am avut asta sau am voi fac chestiile astea. Cred că mai degrabă meaningul și sensul vieții trebuie să fie dat de lucrurile, de țelurile către care trecem, de modul în care facem acele lucruri, pentru că asta ne vor aduce o mai mare împlinire. Această împlinire care nu se poate regăsi prin social media. Nu se poate regăsi prin părerea celorlalți. E ca și cum am putea să ieșim noi acum în piață și să zicem, uite ce tare, ce frumoși suntem și oamenii o să ne arate așa niște. Da, tare, nu cred că ne arată la sfârșitul zilei. Cu siguranță. Era mai simplu pentru tine, nu știu, să fii angajatul lui, finanțatorului pe care l-am pomenit la începutul emisiunii, decât partenerul lui? Nu cred că, cred că ideea de, norocul meu a fost că am și lucrat niște ani. Și indiferent cât de imperfect, nu sunt, eu n-am văzut nici sfinți în viață și nu mă consider sfânt, nici un om perfect. Cred că Tim ceea ce face Tim este să pună un fel de presiune. Pentru că noi la sfârșitul zilei putem atinge niște lucruri doar prin presiune și înțelege foarte bine dilema celor din Europa de Est. Noi având de atât de mult acces la capital, cum au cei, de exemplu, în Silicon Valley, suntem forțați să fim mai inovatori, suntem forțați, by default, să gândim într-un mod mult mai inovator. Cu presiunea de rigoare, într-adevăr. Iar asta ne ajută. Noi acum suntem competitivi datorită faptului că avem ceva ce multe alte companii pur și simplu nu au. Și asta pur și simplu ne-a ajutat. Iar chestia asta a venit oarecum și de la timp. Și o altă parte a venit pur și de responsabilitate. Adică mie mi se pare total anormal, așa a fost învățat de acasă, că în momentul în care cineva îți dă primul 1 milion de dolari, să faci ceva cu banii. Adică, ideea este că nici măcar datorii nu mi le-am plătit din banii ăștia. Ideea este că trebuie să faci ceva cu banii, pentru că asta este vorba de responsabilitate. Pentru că la un moment dat, dacă mai există o altă persoană sau se întâmplă cum se întâmplă în runda asta, oamenii se vor referi probabil, ok, omul ăla este responsabil, poate face niște lucruri, indiferent cât de grele sunt drum până acolo. Unde te vezi tu peste 10 ani și cum vezi tu România anului 2030? Aș vrea să spun pe Marte, dar încă nu știu dacă ajunge Musk acolo. Cred că România anului 2030 va fi o Românie în care fragmentată. Vor fi niște oameni care vor fi centre, orașe, gen București, Cluj, Iași, probabil Oradea, Timișoara, care vor atrage crema sau oamenii capabili și va exista o Românie oarecum blocată într-un trecut. Iar asta se va vedea și la nivel de societate. Vor fi oameni care vor dezvolta business-uri noi, care vor gândi într-un fel, practic urmând aceleași chestii, gen principii, valori. Va fi mai digitalizată, într-adevăr, faptul că suntem în Uniunea Europeană ne ajută masiv pe noi. Cred că vor exista niște probleme undeva pe parcurs. Cred că înainte de a fi mai bine, va fi mult mai greu și mult mai rău. Pentru că, din punctul meu de vedere, și nu am acum o chestie de generație, trebuie să facem trecerea asta de la manele și social media la către lucrurile care cu adevărat contează. Cred că trebuie să devenim nu neapărat consumatori de smartphone-uri, gadget-uri, software, social media, ci mai degrabă creatori. Atunci vă duce mai bine. România o văd oarecum într-un mod mult mai bun decât este acum, dar cu niște fragmentări absolut serioase. Pentru că vor pleca foarte mulți oameni în continuare, pentru că pierdem extrem de mult, nu neapărat talent, pierdem oportunitate. Pierdem oportunități într-un mod absolut înfiorător datorită faptului că nu suntem dispuși să ne depășim pur și simplu condiția un pic. Mihai, dacă, nu știu, mai facem un exercițiu de imaginație. Dacă ți s-ar propune decisiv în guvernul României pentru digitalizarea României, cum ai vedea tu lucrurile? În campanie electorală am avut mai mulți candidați care au tot aruncat pe piața promisiunilor digitalizarea României. Din păcate, multe instituții sunt încă blocate la nivelul dosarului cu șină. În cât timp crezi tu că România ar putea deveni la fel de, să spunem, digitalizată ca o țară de top a Uniunii Europene?
Dacă aș fi pentru o zi președinte, în primul rând aș da pe foarte mulți afară. Explicația este foarte simplă. În 1989 România avea undeva la 800.000 de angajați în sectorul de stat, dar undeva la 800.000 de angajați. Acum avem 1.300.000, dar avem calculatoarele. Deci clar că e clar undeva că productivitatea s-a dus. Sunt niște anomalii undeva acolo și anomaliile astea sunt acel număr de oameni pur și simplu este o barieră în calea digitalizării. Și pur și simplu pentru a face chestii, pentru a trece, trebuie luat niște măsuri drastice. Adică, de 30 de ani tot vorbim de ce ar trebui să fac. Suntem de 13-14 ani în european. Cred că nu mai putem sta în chestia să ne gândim ce am putea face, ce am mai putea face, digitalizare, toate lucrurile de genul ăsta. Nu, cred că putem să trecem următorul, tot să trecem la următorul pas. Ok, digitalizarea se poate întâmpla foarte repede. Sunt o grămadă, am o grămadă de prieteni, cunoștințe și oameni extraordinari în România care fac niște lucruri extraordinare, începând cu UiPath, începând după aceea continuând cu Elrond Network. Mai sunt o grămadă de companii și oameni care fac lucruri extraordinare, însă problema e că ei le fac pentru mai degrabă cei din afară le adoptă. Și asta înseamnă că dacă aș fi un factor decizional, pur și simplu aș da foarte mulți oameni afară, indiferent și mi-asum ceea ce spun, dintr-un motiv foarte simplu. Așa putem crea premisele ca o nouă generație să construiască pe ceva. Dar dacă noi lăsăm hârtie, noi lăsăm dosar cu șină și cei din Estonia folosesc blockchain, cei din Estonia folosesc digitalizarea, de fapt noi ne condamnăm o generație, condamnăm niște generații să facă același lucru pe care l-am făcut și noi. Și asta este o chestie care, din punctul meu de vedere, este neregulă, pentru că lumea este liberă. Ce ține pe, dacă un tânăr vrea să lucreze, nu știu, pe un concept de implementare a unui concept de blockchain în administrație locală? Se face în Estonia, se face probabil în Germania. Aici, dacă vrei să te duci aici, într-adevăr, tu să vii cu dosarul cu șine și ștampilă. Astea sunt lucruri total în neregulă și cred că trebuie să luăm, la un moment dat trebuie să luăm toți pe ansamblu, la nivel mental, o decizie. Vrem să facem în continuare același lucru pe care l-au făcut părinții noștri, bunicii noștri, cu dosar cu șină, cu pixul, cu, nu știu, cu pixul albastru și toate lucrurile alea, sau vrem să trecem să facem pasul ăla? Și asta, întrebarea asta a răspuns foarte simplu, că n-am copii, dar toată lumea a copii, atunci se gândesc. Și o ultimă întrebare. Sigur. Statul român și-a dat măsura incapacității de a gestiona niște platforme relativ simple, cum a fost Rovaccinare sau acum o lună de zile programul Rabla pentru electrocasnice. Nu mi-a venit să cred. O rușine mai mare decât aia, nu, lăsând la o parte, să spunem, ce s-a întâmplat cu platforma Rovaccinare. Cum crezi tu că, sau în secunda a doua, bănuiesc că toți aia din Ministerul Mediului trebuiau să-și facă bagajele și să plece. Și cum crezi tu că într-o țară precum România să faci o platformă unde care să se blocheze pentru că, nu știu, 10.000 de oameni intră simultan în anul 2021 și să ieși la televizor să spui știți, am fost depășiți, cum ți se pare? Cred că, acum aș putea să spun, în general, cel multora de acolo pur și simplu nu le pasă. Și trebuie să spunem sincer, pentru că dacă le-ar fi păsat, chestia cu vaccinul e o chestie care la sfârșitul zilei reprezintă o condiție de viață și de moarte. Chestia cu drumul la sfârșitul reprezintă o chestie de viață și de moarte. Chestia cu educația, la sfârșitul zilei aici ne arată, aici se arată un fel de moralitate depășită, ceea ce este absolut uluitor pentru că suntem o țară creștină, nu? E o moralitate total depășită în contrafază total cu niște principii creștinești. Și aici se arată, aici este singura problemă. Pur și simplu nu le pasă. Sunt oameni care ajung acolo. Sunt oameni care ajung acolo Dumnezeului, nici nu știu cum ajung. Adică ideea este că în momentul în care cineva este ales, el este în serviciul cetățeanului. Foarte rar se observă oameni care sunt conștienți de chestia asta. El este ales acolo, ok, 4-5 ani, n-are niciun fel de motiv să mai facă ceva. Iar asta este o criză de moralitate, pur și simplu a noastră per ansamblu ca țară, care se suprapune cu o criză de hedonism absolut uluitoare care vine în social media. Iar lucrurile astea, la un moment dat, nu vor duce într-un loc bun. Ce se poate face? Și doza de optimist ar putea apărea, cred că noi, apărat într-un motiv, cred că noi ca națiune, și istoria ne arată destul de clar chestia asta, ne trezim doar când dăm cu, sincer, cu fundul de pământ. Doar atunci ne cam trezim. Și pentru a ne alege oameni ok, pentru a alege oameni capabili să facă, pentru a sprijini chestia asta, trebuie din nefericire să înțelegem noi că așa nu mai merge. Și din nefericire s-ar putea, sau din fericire, s-ar putea ca în drumul acela către o Românie mult mai normală, pe care eu personal cred că noi nu o vom prinde, cred că pe drumul ăla vor exista foarte multe sincope și foarte multe bușituri de genul ăsta. Pentru că este din nefericire singura modalitate prin care noi înțelegem. Dar nu e normal.
Hai să o luăm serios. Nu este absolut de niciun fel normală chestia asta. Explicația este foarte simplă. Noi, ca să creăm, să devenim o țară cum am vrea noi, atunci să ne uităm puțin la ce se întâmplă în trending-ul pe YouTube. Dacă din trending-ul pe YouTube și din manele o să trecem la Bach, la Mozart și la Chopin după aia, perfect. Dar nu știu dacă se va întâmpla atât de repede. Asta vreau să zic. Nu cred că în viața noastră, Probabil a 50, celor de 60, aici. 100 de ani. Probabil într-o 100 de ani. Dar probabil în 100 de ani problema o să fie altă. O să existe orașe pe Marte. Și atunci noi o să fim mereu. Problema este cu România, este ca e similar fotbalului românesc. Noi mereu avem potențial, dar mereu Noi despre ne toată. dorim, ne Da. dorim victoria, dar de obicei luăm gol în minutul 93. Da, ne dorim, avem potențialul Da, ăsta, da, da, da. avem potențial, dar am avut mereu ghinion. De Da, fapt, exact. ghinionul pleacă de la mindset-ul nostru. Mihai, îți mulțumesc pentru Mulțumesc. că ai acceptat invitația cu dumneavoastră. Mă revăd săptămâna viitoare cu oameni cel puțin la fel de valoroși ca și Mihai. Am câteva surprize pentru dumneavoastră. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate, vaccinați-vă dacă aveți unde, că de fapt despre asta vorbim în România anului 2021 și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. O zi bună!